dacă până acum să mergem în piață și să ne alegem pătrunjelul de pe masa unei bunicuțe simpatice era un lucru firesc, în acest moment nu mai este la fel de simplu. Astfel, soluția cea mai practică pare să fie și în domeniul comerțului cu produse agroalimentare, digitalizarea pieței. Ideea a trecut de la stadiul de dorință la cel de necesitate. În acest context, Direcția Agricolă Buzău pune la dispoziția producătorilor agricoli din județ, pe site-ul instituției www.dadrbuzau.ro, o secțiune special dedicată vânzării de produse agricole. Am venit în întâmpinarea producătorilor agricoli, în principal la județul Buzău, sperând ca să fie util să-și pună anunțurile și de asemenea și produsele la dispoziția cetățenilor, a consumatorului final. Este o platformă pe care înscrierea afacerii și listarea produselor este extrem de simplă, fiind destinată tuturor producătorilor buzoieni, indiferent de domeniul de activitate, brutărie, carmangerie, apicultură, florărie, lactate și produse derivate. Noi sperăm că această platformă va avea continuitate și după terminarea acestui episod de pandemie și în același timp încercăm să permanentizăm și să formăm, dacă vreți, un obicei de altfel care în alte părți, în alte țări este foarte, foarte, foarte util și ușor de accesat. Pentru a putea completa informațiile în portal, producătorii agricoli trebuie să se autentifice prin crearea unui cont de utilizator. După completarea datelor, va fi transmis un e-mail de confirmare la adresa electronică indicată de producător. După crearea contului de utilizator, se poate trece la completarea anunțului. Noi facem o filtrare în sensul în care noi știm dacă produsele sunt autentice, aparțin acelui producător, deci să nu fie cumva vorba de intermediari. Chiar dacă este la început, platforma online de susținere a consumului de produse autohtone și a micilor producători și afacerilor de familie se dovedește a fi un real succes. Mai mult ca niciodată este nevoie să se consume produse locale, trebuie ca în această perioadă fermierii să-și desfășoare în continuare activitatea.